Bunica iubită
singură care avea grijă de ea se urcase la cer. După moartea bunicii, viața ei devenise de ce în ce mai grea.
În șortul cel vechi avea câteva chibrituri, iar câteva le ținea în mână. Beata copilă se simțea atât de fometată, înghețată, încât nu reușea să se țină în picioare și să meargă. Săracă de mine, dacă nu putem și să pun chibriturile astea, tata mă vă face și v-am cu ea ușa, lăsându-mă afară. Nu mi-am sănit de o casă mânuși. Poate dacă o vei aprinde câteva chibrituși, vă reuși să mă călzesc. Totuși, tata mă va pedepsi dacă răsesc chibrituși. Dar dacă o vei aprinde doar unul, nu-ți va da seama. Mâinile aproape amortise. Fetița scoate un alt chibritul strălucește, iar fetița a cuprins secund. Fetița îi părea că stă în fața unei sobe de fel. Ce bună este călduroasă de aici! Wow, ce braț frumos! În viața mea nu mi s-a întâmplat să văd un pom de Crăciun ca acesta. Totul este minunat! Aprinse un alt chibrit și ardă cu lumină. În scânteierea cea o desluși pe bunicuța sa, stând zâmbitoare, blândă și plină cu dragoste. O, bunicuță, tu ești? Vino, bunicuța mea! Aleargă, bunicuța mea! Așteaptă-mă, bunicuță, sosesc! Nu pleca, i-am făcut tine și ea dispar, cum au dispărut și camera caldă, și lucrurile bune și pomul de Crăciun. Te rog, nu pleca, bunicuță! Vino aici, bunicuța mea! O, bunicuță, în sfârșit, cu tine nu mai este fric. De acum încolo nu s-a mai fi fric scumpă. Bunicuță, spune-mi o poveste, una dintre poveștile tale. Scumpă, mama mea, ce poveste vrei să spun? Una care să vorbească despre paradis, bunică. Bine, cum dorești, știu o poveste frumoasă. Acolo sus. Acolo sus există multe flori minunate. Paradisul este un loc minunat. Cu flori extrem de frumoase, de fiecare specie și fiecare dintre aceste flori răspândesc cu parfum minunat. Paradisul arată la fel ca locul acesta, nu? Da, la fel. Bunicuță, ți-e rău cu tine aici, nu vreau să mai fiu singură. Desigur, draga mea, de acum încolo mă lupta mereu pe rău. Se duse într-un loc unde nu mai avea să mai stă de fric și de foame și unde să se teamă. Acolo sus se afla aproape de Dumnezeu și în sfârșit putea sta cu bunicuța ei iubită. Iată, copilă! A încercat să se încălzească aprinzând chibriturile. Te recunța, trebuie să-i fost foarte frumos. Cei care treceau pe acolo simțea o mare durere la vederea fetiței înghețate, dar nimeni nu putea ști că acea copilă văzuse lucruri uimitoare și nimeni nu-și putea imagina că mica fetiță cu chibritul urcase la cer pentru a sărbători sosirea noului an împreună cu bunicuța sa iubită și că în sfârșit era fericită. Bravo. Bravo, bravo. Acum și băieții. Luați coșul, măi. Nu-mi mai trebuie. Bravo. Doamna, pentru a doua serbare, poate mama să mă pieptene și să facă pada. Și să mă ghidea. Bravo! Suntem niște copii fără părinți.